Cazurile de bărbați agresați par a se înmulți. Cornel, în vârstă de 23 de ani și Călin, de 29 de ani, din Recea Mică, județul Sălaj, au ajuns la Opus Zalău după ce, pe fondul unor neînțelegeri apărute între ei, s-au luat la pumni și picioare. Medicii i-au diagnosticat cu un traumatism craniofacial, buză spartă, traumatism la umăr, rezultate în urma unei agresiuni. Alți doi bărbați, de 48 de ani din Zalău și 58 de ani din Sălățig, au suferit traumatisme la nivelul feței, contuzii și escoriații, au primit îngrijirile necesare la spital, însă niciunul nu a necesitat spitalizarea de această dată. Patru persoane cu vârsta cuprinsă între 23 și 58 de ani au fost tratate la acest sfârșit de săptămână la unitatea de primire a urgențelor a spitalului, ca urmare a unor traumatisme rezultate în urma unor agresiuni. Din fericire, nu a fost necesară spitalizarea niciuneia dintre aceste persoane.